Deputatul Ioan Dârzu a făcut aprecieri critice vizând strategia de dezvoltare a județului pe 2014-2020, aprobată recent în unanimitate de Legislativul de Alba. În replică, vicepreședintele Consiliului Județean Alin Cucui declară despre parlamentarul social-democrat că este un anonim în propriul partid. Aducând în discuție importanța strategiei pentru dezvoltarea județului Alba în viitorii ani, atât vicepreședintele Alin Cucui, cât și deputatul democrat liberal Clemen Negruț nu pot înțelege cum liderul PSD Alba critică un document aprobat în unanimitate chiar de colegii săi de partid. Așadar, PSD-ul, după cum ne-a obișnuit, de dragul de a critica orice pentru a-și auzi vocea și a fi prezenți în poze în ziare, par a fi prezenți la emisiunea Copiii spun lucruri trăznite. Pentru că este foarte interesant cu președintele PSD-ului și unii dintre colegii dânsului critică un document pe care toți consilierii județeni, și știți foarte bine că în ultima ședință de Consiliu Județean, toți consilierii județeni, indiferent de culoarea politică, deși consilierii județeni ai PSD-ului, au aprobat prin vot această strategie de dezvoltare care urmează a fi elaborată pentru perioada 2014-2020. Dacă s-ar fi consultat cu liderul consilierilor județeni PSD, cu domnul Florea, care este economist de profesie, cu siguranță că domnul președinte Dârzu ar fi înțeles importanța acestui document. Lipsa de coerență și lipsa de viziune a unui președinte de partid. Adică nu poți să vii să critici un lucru când oamenii tăi, consilieri județeni, unii dintre ei cu funcții importante în PSD, votează. Asta e o problemă. Acum, întrebarea care se pune, fie domnul Dârzu e total absent din activitatea organizației, fie domnia sa, de dragul de a critica, s-a găsit, neavând alt subiect, pentru că altă activitate, eu cel puțin nu văd, chiar n-am vrut să intru în subiectul ăsta, dar nu poți să vii să critici un lucru pe care oamenii tăi îl votează, culmea, cu majoritatea. Asta este, până la urmă, în opinia mea, o lipsă totală de viziune și de absență totală de la decizia, culmea, președintele PSD-ului. Nici criticile liderului PSD Alba la adresa neimplicării administrației județene pe mult vehiculată tema regionalizării, cât și în privința investițiilor, nu au scăpat netaxate de vicele Alin Cucui. Ne întrebăm și noi, de ce nu face ceva domnul Dâzu pentru a ajuta Alba Iulia să devină capitală de regiune? Și cred că răspunsul avem cu toții, tocmai pentru că la București nu-l bagă nimeni seamă. Practic PSD Alba la nivel de București nu contează. Iar gargarea ieftină a domnului Dâzu vis-a-vis de lipsa domnului Hava și Dumitre de la întâlnirea de la Sibiu este tot un semn al lipsei de importanță pe care o are PSD Alba. În final, ne întrebăm, oare cerem prea mult domnului deputat Dârzu dacă ne așteptăm să înțeleagă aceste lucruri? Pentru că totuși nu putem suspecta că își trădează județul cu bună știință. Oricum ar fi, este grav. Și domnul Dârzu mai bine și-ar relua somnul liniștit, că oricum nu-l bagă nimeni seama. Strategia de dezvoltare a județului va costa aproximativ 130.000 de lei și va fi finalizată până la sfârșitul acestui an. În schimb, polemica politică va dura la nesfârșit.